Marinel, lovitură teribilă pentru Radu. Concurentul o va chema pe Cristina în camera roșie, fapt ce îl va înfuria peste măsură pe Radu. Nu te văd bine. Patrick va fierbe și el de gelozie după ce Ionuț o va întâlni pe Nona în camera roșie. Chiar mă simt deranjat. Sezonul al doilea al emisiunii Casa Iubirii continuă cu noi momente de surprinzătoare, tensiuni aprigeiscate din gelozie, dar și răsturnări uluitoare de situație prin care trec mai ales concurenții care au deja o relație în cadrul show-ului. Deși păreau din ce în ce mai apropiați și au arătat tuturor că se plac foarte mult și chiar au ajuns să aibă sentimente puternice unul pentru altul, Cristina și Radu au ajuns de la extaz. La agonie, după întâlnirea avută în afara platourilor de filmare și au petrecut mult timp împreună, discutând multe aspecte despre relația lor. În ediția de joi, lucrurile au scăpat de sub control, iar cei doi îndrăgostiți au ajuns într-un impas dificil. Nici pentru Patrick și iubita lui lucrurile situația nu va fi prea roz, după ce Ionuț o va chema pe Nona în camera roșie. Mihaela va izbucni în lacrimi după întâlnirea cu Robert în camera roșie. Iar Radu va fierbe de gelozie după ce Cristina îl va întâlni pe Marinel. În ediția de vineri a emisiunii Casa Iubirii, concurenții vor avea parte de multe momente surprinzătoare și de răsturnări uluitoare de situație, ce vor pune la grele încercări unele cupluri. Profitând oarecum de vulnerabilitatea Cristinei, care se află într-o situație delicată cu iubitul ei, Marinel o va chema pe frumoasa tânără în camera roșie, invocând faptul că și-a dorit să îi asculte doleanțele și eventual să îi ofere sprijinul lui aparent prietenesc. Însă această întâlnire nu va fi văzută cu ochi buni de către Radu, care se înfurie teribil și își va arată gelozia care îl macină. Ionuț, ia vezi Radule! Marinel, nu te văd bine! I-am zis și lui Radu că el zicea că are nevoie de 10 minute să te împace și i-am zis că poate 10 zile, dar nici după 10 zile nu te împacă. Cristina e prea sigur pe el. Pe de altă parte, Ionuț o va chema pe Nona în camera roșie, spre marea uluire a ei. Însă și mai mare îi va fi mirarea lui Patrick, atunci când va vedea imaginile și se va înfuria cumplit, acuzându-le din nou pe rivalul lui că are curs la noi jocuri și îl deranjează foarte mult. Ionuț, să vedeți ce încântată vine acum, că ea crede că vine Patrick în camera roșie. Patrick, sincer, chiar mă simt deranjat. Iartă-mi expresia de jocurile astea. Ionuț, dar ce i-am făcut? Am vorbit cu față. Patrick, nu ai făcut nimic. Ionuț, exagerați rău. Și tot în ediția de vineri, Robert o va chema pe Mihaela în camera roșie, însă tânăra va fi foarte dezamăgită de faptul că tânărul, în loc să încerce să apropie de ea, o va ruga să-l ajute cu ceva anume. Concurenta va izbucni în lacrimi după ce se va încheia întâlnirea și va merge în casă fetelor, unde va plânge cu lacrimi amare. Robert, vreau să te rog un lucru. Dacă poți să-l faci. Marinel, plânge. Ce i-ai zis? Ionuț, ce i-ai făcut? Robert, nimic. Scandalul care zguduie emisiunea de la ProTV. Totul s-ar fi petrecut după jocul pentru recompensă. În tabăra faimoșilor, Bianca Patrick l-a acuzat pe unul dintre coechipierii săi de agresiune sexuală. A izbucnit un scandal de zile mari la Survivor România 2023. La cine s-a referit celebra coregrafă? Acuzații intime la Survivor România 2023, se freca de mine. Scandal între Bianca Patrichi și Doc la Survivor 2023. În cadrul jocului de miercuri, 8 martie, cele două triburi de la Survivor 2023 luptă pentru a câștiga mult râvănita recompensă. Miercuri seară, faimoșii și războinicii luptă în cadrul unui alt joc de recompensă, de această dată fiind vorba de o sesiune de masaj. Concurenții sunt nevoiți să sară de pe un ponton direct în apă, fiecare cu câte o pernă în brațe în culoarea tribului lor, după care vor ajunge la mal și vor intra într-un ring în care un rival din echipa opusă trebuie să-i împiedice să plaseze perna pe un covoraș în aceeași culoare cu cea a tribului lor. Daniel Pavel anulează recompensa și invită ambele triburi pe insula lor, din cauza faptului că nu se poate instala Fireplay-ul. În cadrul Consiliului de la Survivor, Bianca Patrichi le povestește, însă, colegilor săi de echipă o întâmplare scandaloasă, ce ar fi avut loc după jocul de marți, 7 martie. Se naște un scandal incredibil în tabăra roșie, după ce faimoasa coregrafă îl acuză pe Doc de agresiune sexuală. L-am simțit cum se freacă de mine. Mai exact, nepoata regretatului Cornel Patrichi susține că raperul s-ar fi frecat cu părțile intime de posteriorul blondinei, în cadrul celui de-al doilea joc pentru imunitate.
Din imaginile surprinse la televizor, Doc părea să se fie atins cu părțile intime de posteriorul Biancăi Patrichi, intenționând să iasă mai în față pentru a-și susține colegul din ring. Fanii acestuia susțin că artistul s-ar fi apropiat de trupul colegei sale, în mod inconștient. Faptul că ea, Crina, se înțelege foarte bine cu Doc, nu am nicio problemă. Slavă cerului! 2 luni l-am susținut și am stat lângă Doc. Mi-a plăcut, l-am admirat, toate pe pozitiv pentru el. Chiar și atunci când restul grupului nu era de acord. La jocul pentru recompensă, cu hamurile, nu mai știu la cine stăteam să mă uit, să încurajez și stăteam așa, a plecată. Așa stăteam. Stăteam jos, acolo, și vorbeam. Și l-am simțit cum se freacă de mine, pe Doc. A declarat Bianca Patrichi despre Doc la ProTV. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Vizită surpriză în Casa Iubirii. Mama unuia dintre concurenți își va face apariția în casa. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, Dumnezeu să fie cu voi și să vă dea sănătate. Lasă un like și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Despre cine este vorba? Bianca aruncă bomba în Casa Iubirii. Șatena a dezvăluit că circulă un zvon în casa, potrivit căruia Robert l-ar fi sfătuit pe Laurențiu să nu se apropie de nicio fată în particular, ci de toate. Umblă un zvon prin casă cum că Laurențiu a învățat de la Robert să se apropie de toate, a spus Bianca. Robert, ușor revoltat, intervine și îi spune cum ar proceda dacă Laurențiu vrea să o cunoască, fiind bine cunoscut faptul că acesta vrea să se apropie de ea. Am relație, a spus Bianca. Laurențiu, dispus să cunoască toate fetele din Casa Iubirii. Ionuț intervine în scandalul dintre Bianca și Robert și susține că Laurențiu are dreptul să se îndrepte către orice fată din casă, mai mult să le cunoască pe fiecare în parte. Acesta susține că Bianca pune prea mult paie pe foc și combină unele persoane așa cum consideră ea. Concurenții vor primi o vizită neașteptată. Mama unuia dintre ei va păși în casă, iar prima vizită este în casa băieților. Băieții rămân surprinși să o vadă, ba mai mult, Cristina își pune mâinile în cap când o vede pe femeie. Rămâne de văzut cum vor interacționa concurenții cu femeia și cine se dovedește a fi. Dacă femeia este mama Cristinei, Radu va avea ocazia să o întâlnească pentru prima dată pe mama iubitei sale. Radu și Cristina formează un cuplu de ceva timp și parcă se înțeleg din ce în ce mai bine, iar lucrurile evoluează frumos între ei. Se pare că Radu și-a găsit în sfârșit aleasa inimii. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, Dumnezeu să fie cu voi și să vă dea sănătate. Lasă un like și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Cristina varsă lacrimi amare în Casa Iubirii. Radu nu apreciază schimbarea estetică la care a recurs iubita lui. Eu nu sunt de acord cu operațiile, intervențiile chirurgicale și am zis că nici din partea ei nu e ok să-și facă alte intervenții pentru că mie îmi place așa de ea. Iată însă cine a fost băiatul care a admirat-o pe Cristina. După o gală plină de emoții mari și suspans, în Casa Iubirii, concurenții au trăit la intensitate maximă cele mai importante momente. Mai întâi au așteptat cu sufletele la gură să afle care dintre cei 3 nominalizați spre eliminare va părăsi emisiunea. După câteva momente de suspans, Andreea Mantea a anunțat că cea care va pleca acasă este Alina, spre mare ei dezamăgire deoarece și-ar fi dorit să mai rămână. Însă emoțiile nu s-au sfârșit acolo pentru că prezentatoarea emisiunii a mai făcut un anunț de-a dreptul șocant despre faptul că Andrei a încălcat anumite clauze contractuale și a fost descalificat. Cristina va izbucni în lacrimi. Mi-a amintit de familia mea, aflați ce anume a deranjat-o la comportamentul lui Radu și ce se va întâmpla cu relația lor. În ediția de luni, 6 martie 2023, atmosfera va fi în continuare destul de tensionată în Casa Iubirii. Cea care pare foarte abătută va fi Cristina. Întrebată de Andreea Mantea ce i s-a întâmplat, concurența va mărturisi zâmbind că a fost luată prin surprindere de faptul că Laurențiu a admirat schimbarea de look la care a recurs ea. În vreme ce Radu, iubitul ei, nu a fost deloc încântat și mai mult decât atât și a exprimat în mod radical dezacordul. Cristina zâmbesc. Emma, ai și motiv. Andreea Mantea de Cerazi. Care este motivul? Bianca Laurențiu. Pentru că te-a făcut să te simți apreciată. Cristina mi-a luat apărarea că și cum el acceptă ceea ce mi-am făcut eu. Andreea Mantea și Radu nu. Cristina că nu se aștepta probabil să fac asta.
Andreea Mantea și tu ești încântată de felul în care a reacționat Laurențiu. Cristina, m-am bucurat că a fost de acord cu mine, doar atât. Radu, nu prea văd o diferență cum era și cum e acum. Ideea e că eu i-am spus Cristinei că eu nu sunt de acord cu operațiile, intervențiile chirurgicale și i-am zis că nici din partea ei nu e ok să-și facă alte intervenții pentru că mie îmi place așa de ea.